Un bărbat de 80 de ani a reușit să-i țină piept unui hoț care a intrat peste el în casă. Deși în vârstă, omul s-a luptat corp la corp timp de 20 de minute cu agresorul. Într-un final, bătrânul a ieșit victorios, nu înainte să-l muște pe hoț și să-i rupă lama cuțitului. Bătrânul a ajuns însă la spital. I-am prins de aici, în gură de aici, așa, și am strâns, dar n-am avut putere să-i rup. Cu doar câteva minute înainte, bătrânul se pregătea liniștit de culcare. Când să se bage în pat, însă a auzit un zgomot ciudat afară. S-am auzit când li bătând și am stâns becurile în casă să mă uit în curte afară. De el a fost pitit drept aici, lângă ușă, e un metru, între geam aici și între ușă, și el a fost pitit jos acolo, n-am văzut. Hoțul a prins momentul și a intrat pe lângă bătrân în casă. Atunci a început bătaia. E un cuțitaj așa mic. Stai cât tai, stai cât tai. La cap m-a lovit cu o oală. A fost o oală pe sobă, în foc. M-a dat înapoi până am căzut pe un pat. Acolo n-am mai avut putere. Dar nu s-a lăsat bătut. S-a ridicat din nou și cu mâinile goale a încercat să se apere de loviturile de cuțit. Până la urmă a reușit să-i rupă lama. I-a rupt cuțitul, că a avut un cuțit așa mic și i-a rupt cuțitul. În mână l-a rupt, cu mâna? Cu mâna, da. Le-a rămas cu o bucățică din mânieri și cu așa l-a și conii prin cap și ei. Lupta însă nu s-a oprit aici. Bătrânul a reușit să-i smulgă agresorului cagula de pe cap. Tot atunci l-a mușcat de deget. Până la urmă fugi că l-au durut de ești. Deși grav rănit, bătrânul a reușit să iasă în curte și să strige după ajutor. Unul dintre vecini a realizat imediat ce s-a întâmplat și a sărit în mașină în urmărirea hoțului. Nu a reușit să-l prindă. Au fost ridicate deja mai multe urme și probe care ne-ar ajuta în anchetă și deja au întocmit un cerc de suspecți. Au fost găsite o mănușă, o căciulă, cuțitul folosit la agresiune. Bătrânul a ajuns la spital unde va mai petrece câteva zile sub supravegherea medicilor. Este însă în afara oricărui pericol. Când vine vorba de ajutoare...